A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți, dacă mai și continui. Toate cele. A spus poezia, a primit cafeaua, iar ca aia au fost mulți care au fost recompensați astfel. Este foarte profitabil pentru ei, așa că îi așteptăm. Da, avem destule pentru toți. Unii au apelat la internetul de pe telefon. Da, majoritatea cu telefonul. Așa că noi așteptăm oricum ar fi. Da, da. Deci poate să copieze. Da, poate să copieze, numai să fie scris. Alții însă le-au compus pe loc. Am scris 4 versuri care mi s-au părut mie sugestive așa pentru epoca pe care o trăim. Da. Pe strada Sfântul Spiridon s-a răsturnat un car cu fân. De ce mi-ai spus că mă iubești când tu erai din Giurgiu? E bine? Sau pe lângă plopii fără soț, adesea eu treceam. Puteam să trec și peste ei, dar n-aveam interes. Și pentru că legea antifumat i-a împărțit în două, iubitorii de poezie au trecut la inspirație. Aho, aho, copii și frați, stați puțin, nu mai fumați și cuvântul mi-ascultați. Mâine legea se înnoiește, cine trage în piept plătește, pentru că în spațiile închise, pațigările aprinse. Dar toți au fost răspătiți. Vă pot spune una banală, cățelușul părucleț, care am găsit-o lăsată de clienți pe masă. Da. Și încă și-o mai aduc aminte. N-au uitat-o. I-a trezit cafeaua. Așa că n-au contat versurile. Mai am un singur dor, în liniștea serii, să mă lăsați să mor la marginea mării. Important este că de Ziua Internațională a Poeziei, românii și-au amintit de marii noștri poeți.